Cu amândoi țin, și cu Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, sunt niște oameni minunați. Cu Liviu Pleșoianu îl văd un foarte bun candidat la prezidențiale. Un om care se bucură chiar de o reală susținere din partea românilor. Și văd asta nu numai în spațiu online, chiar și vorbesc cu foarte mulți dintre colegi. Este foarte important ce spunea și Liviu Pleșoianu și ce spunea Șerban Nicolae. Este foarte important de discursurile mâine. La președinte executiv, la fel, este esențial cum vor vorbi candidații și ce mesaj vor... Aveți un preferat, totuși, de pe lista celor care se înscriu pentru președinția executivă? Sigur că am un preferat, dar voi vota mâine. Și în funcție și de discursurile... Am înțeles. Domnule Fifor. La mine cred că nu este nicio surpriză. Eu îmi doresc ca doamna prim-ministru să câștige acest mandat de președinte al partidului. Este un om de care cred că partidul are nevoie în momentul de față și care va reuși să coaguleze, adică exact ceea ce ne dorim. La urma urmei, este și primul ministru al României și în perioada asta complicată, săptămânile acestea, ca președinte interimar, zic eu, a dovedit că are forța, că are priceperea, care darul de a dialoga cu membrii de partid și cu românii. Un lucru vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, cei aflați în legătură telefonică, și pe domnul Pleșoianu, vă temeți, domnule Pleșoianu, de vreo fractură la finalul acestui congres? Cei nemulțumiți ar putea să producă vreo ruptură? Nu știu ce să... Depinde foarte mult și cum se termină acest congres. Acum, mie, spre deosebire de alți colegi pe care îi respect, nu-mi place deloc să încerc să prezint realitatea altfel decât este. Adică după toate conflictele care au fost, cum bine știm în toți acești ani, ne putem preface că dintr-o dată, mâine, totul va fi pace pe pământ, va fi minunat. Conflictele poate că se vor mai atenua, dar ele vor rămâne în stadiul amognit pe mai departe. Dar de ce spuneați? Depinde cum se termină acest congres. Pentru că, în mod evident, în funcție de cum se termină acest congres... O tabără, să zicem că sunt două tabere, sunt mai multe tabere mai mici, dar sunt două tabere mari. Tabăra care continuă să creadă că trebuie să mergem pe linia pe care am mers câștigând alegerile din 2016 și tabăra care consideră că trebuie să schimbăm totul. În funcție de ce tabără câștigă mâine, vor fi, cealaltă tabără va fi dezamăgită. Deci e cât se poate de simplu, de limpede. Rămâne însă de văzut cine câștigă, cu ce fel de mesaj câștigă și mai mult decât atât, cu ce fel de mesaj se va duce la oamenii care ne-au votat. Am înțeles. În teritoriu. Domnule Fifor, un răspuns foarte scurt din partea noastră. Poate să existe un moment al fracturii după acest congres? Eu sunt absolut convins că nu. Eu cred că a doua zi după congres vom găsi energiile necesare și vom reuși să ne așezăm cu toții la aceeași masă, pentru că miza este una colosală pentru Partidul Social Democrat. Este extrem de important să ieșim cu acest mesaj de coeziune și de reformă a partidului, pentru că eu cred că asta așteaptă românii de la noi și nu cred că vom avea această problemă. E o competiție internă, colegială, în ultimă instanță. Mulțumesc. Asta nu înseamnă că de-a doua zi nu ne mai dăm mâna sau nu ne mai suntem așa. Mie mi-e teamă de ce se va întâmpla după congres. Vă e teamă? Mi-e teamă. De ce? Vă spun sincer de lucrul ăsta, pentru că văd că se schimbă discursurile din mers. Așa cum spuneam astăzi, încep să cadă măști. Lumea, ce spunea ieri, uită astăzi. Sunt foarte mulți oameni în sală, primari, viceprimari, oameni în teritoriu care au tras greu în toate campaniile, care nu admit astfel de situații. Vor să fie niște mesaje mult mai solide. Când vorbești de unitate, vorbești de unitate. Nu vorbești că unii sunt ținuți la ușă și alții sunt preferați. Va fi așadar foarte interesant, spuneți și dumneavoastră, de ascultat discursurile și mai ales cum se va raporta sala la ele, înainte de vot și înainte de selecția finală a candidaturilor. Mulțumesc mult, domnule, nu știu dacă domnul Șerban Nicolae mai este în legătură cu noi. Domnul senator? Pare că am pierdut această legătură. Facem o foarte scurtă pauză, nu? După și care... o să facem evaluarea celor pe care le-ați auzit, doamnelor și domnilor, cu restul invitațiilor din studio. Pregătiți-vă însă, ceea ce veți vedea după publicitate va face lumină în cazul Sorinei, fetița de 8 ani, care își așteaptă acum soarta spre a fi decisă de